Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu, a declarat că în luna octombrie personalul din sistemul de educație va primi, ca și anul trecut, prima didactică în valoare de 1500 de lei, precum și prima acordată personalului nedidactic în sumă de 500 de lei. Pentru prima didactică în luna octombrie am semnat Ordinul de Ministru, așteptăm luna septembrie până la final să ne vină listele cu beneficiari de la Ministerul Educației. Prima didactică se va acorda în același quantum ca și anul trecut, 1500 de lei, precum și prima pentru personalul nedidactic în valoare de 500 de lei. La finalul lunii octombrie, beneficiarii din sistemul de educație vor primi aceste sume, a declarat Adrian Căciu miercuri seară într-o conferință de presă la Palatul Victoria.